el a murit, conform datelor, a murit de COVID. Dar sora mea care ține legătura cu el și altceva a spus că el era un om sănătos. Dar voi doi cum v-ați cunoscut tu cu puia? Păi ne-am cunoscut în casă la Vlad, de la Biugi Mafia. Nu rezonam neapărat cu ce cântau ei pentru că nici măcar nu înțelegeam, practic. Da. Pentru mine succes în viață înseamnă să fii liniștit. Te poate strica un anturaj? Bineînțeles. Dacă educația, baza este una bună, este una solidă? Da. Dacă educația este bună, este solidă, poți să-ți revii. Noi trebuie să acceptăm existența realității așa cum e ea și să învățăm să o facem mai bună, să învățăm să avem compasiune față de ceilalți care probabil o să treacă pe niște experiențe mai grele, să-i ajutăm. Dar dacă noi încercăm să corectăm lucrurile astea, distrugem toată chestiunea. Bun găsit, dragi prieteni! E mă bucur tare mult să începem un nou episod Marca a podcast și în această seară, mai ales alături de super invitatul meu. Mă simt așa ca un copil mic atunci când mă reîntâlnesc cu oameni pe care îi cunosc de mulți ani de zile, pe care îi apreciez, pe care îi admir, au și el acest lucru acum, și pe care îi ascult de foarte, foarte mulți ani de zile, pentru că, da, este una dintre legendele copilăriei mele și uh, copilăriei multora, multora dintre noi și, în special, la voastră, celor care urmăriți acum Tudor Sisu, bine ai venit! Să rămână, bine v-am găsit! Mă bucur din suflet că ai venit astăzi și îți mulțumesc! Eu am mai venit așa pe da. la emisiunea la diferite emisiuni, s-a mai întâmplat. Dar mele, Da. Da, da, nu erau chiar genul meu de emisiuni, normal. De multe ori m-am trezit de-a lungul timpului în tot felul de chestii <laughs> care nu aveau legătură cu mine. Nu la mine! Nu, dar de-a lungul timpului m-am trezit în multe situații care nu aveau legătură cu mine. Pic, și cine te aduce acolo? Adică cum? Ce, păi, ce se întâmplat? Zici o chestie, a, da, ok, e ce, a, nu, mai venim. Și acolo când te trezești, dai seama că e o treabă care nu nicio legătură cu ce faci tu sau... S-a întâmplat? Da. da Ne-am mai făcut interviuri, dar ți-a da. plăcut, adică... Nu, alea erau interviuri. Da. În general, când mergi pe la emisiuni, oricum pe la emisiunile TV, e foarte greu să te potrivești, în general, că la urma urmei eu nu dansez, nu spun bancuri, adică știi ce zic, e mai mult o discuție care pot să port. Și... și ce discuții se pot porta cu tine, Tudor Sișu? Oh, ho, oh, oh, ho, trebuie păi să faci da, față da, discuțiilor da, cu Sișu. Nu, dar nu toate, cum se numesc, nu toate televiziunile m, sunt pe subiectul ăsta. Crezi <laughs> că se întâmplă doar în România treaba asta? A, dar bineînțeles. Nu, nu e o problemă națională chestiunea asta. Faptul că oamenii își doresc lucruri mai simple. La urmă, urme, televiziunea e entertainment în marea ei parte. Dar se caută senzaționalul. Da, asta e cireașa de pe tort, ca să zic așa. Din punctul meu de vedere, cred că Dan Diaconescu a avut asupra televiziunii efectul pe care l-a avut Revoluția franceză asupra societății umane. 100%. Înțelegi, da, sunt sigur. 100%. Deci, practic, după Dan Diaconescu au început să apară 10 burtiere. 10 burtiere, <laughs> chestii scrise, ninja, samurai pe ecrane. Sondaje. Uh, exact. Deci el e omul care, sincer să fiu, eu dacă aș fi avut o televiziune, n-aș făcut chestia asta doar din principiu, că nu vreau să mă asociez cu chestia aia, că făceam cea mai, ieșeam în pierdere, punam eu bani. Dar ai fost luată din misiune la el? Nu, am intrat o singură dată în sediu ăla, nu știu din ce motiv, nu mi aduc aminte, știu că era undeva la... E că vrei să-l cunoști, cum nu știu. Romană, nu, că nici nu cred că era acolo. Așa. Era undeva la Romană. Garsoniera. Nu, cred că era un apartament, sincer să așa. fiu, cred că era un apartament, dar era foarte ciudat, Am nimerit, nu mai aduc aminte ce căutam acolo exact, dar era ciudat, noi niște oameni pe un apartament, pe acolo, cu, cu, cu niște un... cabluri, cu niște exact, camere. Exact, dar erau multe chestii, adică era erau un echipament foarte mult într-un spațiu așa mic, dar mult echipament, niște cutii Aia mari, era televiziune, ce să aia, aia era o televiziune, nu mi-a venit să cred. Da, da. Și după aia când am văzut na, ce se întâmplă acolo, am rămas absolut A șoc. fost inspirație pentru Caz. alții? A fost. Da, a fost. principiul ăsta, nu, nu știu ce să zic, e ca și cum ar fi inspirație pentru alții, nu știu, cocoșatul la Rotterdam sau nu, nu, nu pot să-mi dau seama, nu, nu, nu știu ce paralelă să fac uh, și nici nu-mi dau seama dacă el a făcut lucrurile intenționat sau... Erau și alte vremuri, cred, oamenii nici nu prea aveau cu ce să compare, știi? Ce, produsul lui nu prea cu ce să-l compari. Da, pe mine m-a dus, dus cu gândul, sincer să fiu, când am văzut ce se întâmpla acolo, m-a dus cu gândul la o emisiune care o văzusem în Spania cu anii în urmă, până în anii 2001-2002, ceva, Cronica Marțiană se numea. Așa. Era o chestie la care, era unul la o masă, așa, gen rotundă, mm -hmm. se întâlneau și femei, bărbați, nu, nu mi-am dat seama care era moderatorul sau care era, că nu înțelegeam <laughs> exact, dar pur și simplu erau la o masă și se aruncau, băi, am auzit că te-ai întâlnit cu nu știu cine. Și începeau bârfa <laughs> Și ce pe emisiunea? Și ce pe emisiune? Pa, 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 și burfeau așa vreo 3-4 ore, începeau certurile. păi de astea puțin nu că eu i-am zis eu. Exact, s-a inspirat de acolo. Sincer eu cred că așa a făcut cum ai zis, nu și a dat seama, Nu, nu, nu cred știu. că a fost. Aia ceva... a fost cea mai apropiată chestie care am văzut o. Dar când l-am văzut, asta a fost ceva la un alt nivel, așa ceva n-am văzut în viața mea, în momentul cu pentru mine momentul cu Roxy Manilista și cu Marian Valorosu păi, e... Uite cine știe, e, bravo. E... Dar cu Magda Ciumag pe, pe, pe Acolo masă, nu am prea nu? urmărit cu zona aia. Dar pe cu pe tolea, Da, da, aia a fost prim, printre primele a, aranjamente Să te din până la 5 dimineața să te uiți? Să nu, te? nu, Cum nu. nu? Le-am văzut acum pe YouTube, păi sincer să fiu. Atunci nu, nu le-am văzut. Nu, în mare parte eram arestat în perioada aia și nu am avut ocazie. n <laughs> aveai acces? Uh, ba da, dar chiar da, nu voiam să văd. Preferai să Conescu și pe Roxy Manelista dans, nu înțelegi ce zic, dar nu... Mi-a fost dor de tine? <laughs> ca să vezi ce gază bună sunt, îți dau apa mea, că am uitat să spun apă, apă. o am apa, dar o am pusă lângă mine, să știi. Mai am încă una, da, că place, nu. ne-am văzut de ceva timp. Deci, asta este realitatea chestiunii legate da. legat de televiziune. Cam da. Să știi că, cred că soluția a rezolvării problemelor noastre ar fi să oprim internetul și televiziunea 20 de ani. Așa. Le oprim. Și într-o dată nu o să mai avem ce să facem. Păi mor de ce zic. foame, jumătate din... Găsim niște soluții, facem ceva, Așa. facem agricultură, inventăm ceva, nu e asta problema? Și 20 de ani te plictisești, adică nu o să mai iei toată ziua informații, guduiumu, nu o să mai... Televiziunea să fie decât o chestie de informare Când ce e nu nevoie. nu te Nu, o să încep să citești. Înțelegi ce zic? Că nu o să ai ce să faci, te plictisești. Mai te duci, mai faci la câmp ceva, mai la un moment dat te plictisești. De sema. ești un om care și să citești, ești curios de lucruri. O să încep să citești și o să încep să și dezvolți-o cu tot altă imaginație. o imaginație care vine din a citi lucrurile și a dezvolta lucrurile. Nu din a te uita și a împrumuta părerea altora. Că eu când mă uit la un film împrumut părerea lui care a făcut filmul. Uh -huh, uh -huh. Dacă citesc o carte îmi imaginez eu cum vreau. Că multe cărți le-am citit, n-am văzut filmul, nu era cum m-am exact, 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 imaginat eu. Exact. Și atunci oamenii, oamenii o să-și dezvolte un nou tip de imaginație, care l-au avut și înainte și da. l-au pierdut se pare. Da. Și după 20 de ani le dai înapoi acces la televiziune și internet sperând că sunt niște oameni raționali de data asta care și nu cum se să vor să... întoarce la aceiași oameni de acum, chiar crezi că nu... Măcar o cer și pasta, înțelegi <coughs> ce zic? Da, că asta e întoară... cu, cum era cu pandemia, știi? Toți spuneau, fai, să vezi ce -o, o să ne schimbe pandemia, o să fim alți oameni, o să apreciem ceea ce avem. Man, o să... să spui, dacă ar fi fost o o pandemie reală, palpabilă, concretă. Vedeai vecinul mort plin de bube un caz căzut, copiii, nu știu ce. Bă, atunci, crede că ne transforma pe toți. Da. Au fost și cazuri asale, au fost, nu pot să spui că nu. Doamne ferește, am pierdut mulți oameni. Dacă, dacă mergem acum la camera de urgență, sunt multe cazuri cu probleme respiratorii, Absolut. mii probabil că Absolut. sunt. Absolut. Sunt mii de cazuri cu probleme respiratorii pentru că, acum, pe baza unor... În sfârșit, nu pot să mă pronunț, nu sunt un specialist, dar... Cum am simțit uh, evenimentele, ca să spun așa, mi s-a părut un circ. Uh, Te-ai îmbolnăvit, era virusul? Probabil, că nu m-am testat niciodată. Nu. Dar ai avut simptome specifice? Nu am avut niciodată. Nu. Eu brăcesc odată, primăvara odată, toamna, ca toți și prieteni, oamenii. Și ai... nu știu, cineva din... Păi și-au făcut câțiva teste, eu, eu, eu am COVID. Păi să fii sănătos, ce să nu <fie> să facă situația asta, înțelegi? Dacă așa zice chestia aia... Nu, da, nu se înțelege că luăm unde râdere, cel puțin să nu mă acuzați pe mine. Păi nu, haideți să spun ceva. taică eu nu-l cunosc. N, crescut, n, -am, n am crescut cu el, n-a da, fost cu maica mea, dar a murit în această pandemie. Din... 2021, parcă, sau... 21, 2021, cred că 20... era, da. nu mai țin de când... Da, da. Da. El a murit, conform datelor, a murit de COVID. Dar sora mea care ținea legătura cu el și altceva, a spus că el era un om sănătos. Un om care chiar avea grijă de sănătatea lui. Înțelegi? Și atunci n-am cum să nu pun niște întrebări Să da, auzind avea mai mult. Poate despre care nu știa și odată cu apare. Doamne, uite ce, despre ce vorbim noi acum în 2020. Da. Despre Bine, în sfârșit. A, a fost o chestie care... Și mai vreau să invit și un director de spital aici să vorbească. Da, că o să ne invit să... și pe director. Orice... O să dau și partea cu tine. O să-i ce ai spus. Ai spus ceva, pot să susțin un dialog cu directorul de spital, normal nu Manu, pot să susțin da. un dialog pe teme de foarte specifice, să discutăm da, despre operația creier. Nu da, am cum să da, știu că da, nu am. Da. Dar putem să discutăm despre chestii raționale și chestii iraționale care se întâmplă în jurul nostru. Dar în teoria conspirației, cum e crezi? Orice teorie. Câte teorii ale conspirației au devenit realitate de de-a lungul istoriei? Multe. La urma urmei, ce ne-ar face pe noi să credem că dacă acum 2000 de ani. Se conspira la Roma Sau se conspira în Bizant Sau se conspira în China Acum nu se mai conspiră Acum dintr-o dată toți oamenii Poate doar să zicem că au devenit toți atât de proști Încât nimeni nu mai conspiră Dar da, da, de ce se judecă unii pe alții De ce tu dacă crezi eu De fapt pe tine nebun Și eu dacă nu cred tu mă faci pe mine Poate chiar incultă. Deci am văzut păi, niște replici date Între ei și Extremele niște... da extremele, normal, Ăla care e ca și cu religia, ala da. care crede foarte tare bo, nu știu ce, așa, și ala care nu crede deloc, înțelegi, dacă înveți să echilibrezi treaba, să înțelegi ce se întâmplă poți să faci asta, da, bineînțeles, uite, dacă vrei să luăm orice, ai o teoria conspirației preferată? Nu nu, no, nu. No. Dacă vrei luăm o ia și o disecăm no, no, și no, vedem no. care sunt chestiunile reale, care sunt chestiunile imaginare din ea. E simplu. Ia, spune tu mie puțin, vreau să așa să mergem în trecut, și în trecut, și în trecut, și în copilăria ta și spunem primul lucru care îți vine acum în minte că spun copilărie. Zi-mi un moment frumos, unul care îți aduce mm. zâmbetul pe buze. Am mâncat uh... Niște cartofi prăjiți cu pește. Acum. Îmi place foarte mult, da. Sau în copilărie. Nu, în copilărie. Nu prea mâncam pește, că nu-mi <laughs> <laughs> Ce moment din copilărie? Uh -huh. Păi. Nu știu, tu ai așa amintiri din copilărie? Da. Da? Și uh -huh. eu am o amintire când fugeam pe stradă și am căzut și mi-a spart bărbia. Am și asta. Asta mi-aduc aminte. Da, frumoase și când sunt legate de Crăciun, de exemplu, în ceea ce mă privește. Păi, da, eu nu prea am amintiri, așa cum spuneți, coerente, lungi. Știi ce zic? ani de zile, să mă aduc aminte, mi-a aduc aminte așa chestiuni. Eu, mi aduc că mi spart capul. Da a, ai zâmbet pe buze când te, te raportezi la perioada aia sau da, eu am te zâmbet, gândești Eu cu... am zâmbet pe buze în fiecare zi, că sunt foarte relaxat, înțelegi ce zic. -am, din fericire, Dumnezeu a făcut-o în așa fel încât să... Se redreseze totul da, și să fie și bine. Eu, eu nu am avut nicio problemă a fost ok, bă, am fost supărat câteodată, nu, am supărat orice, două, trei normal, zile, păi am trece, mă duc la treburile mele. Nu am probleme de genul ăsta, n-am niciun dezechilibru chimic în corp, să am depresii, să am... Nu. Funcționez dar acasă normal. cum era eu, cum erai era privit? Ai și o soră? Da, dar nu am crescut cu ea. Eu -ai de crescut vitregă, cu ea nu, deloc. Nu, nu, nu. Deci n-ați avut tangențe, să nu, zic așa, nu, în nu. copilărie. nu am crescut singur. Nu. Făceai probleme? mai făceam probleme, da, da, așa făceam, de mic? da, da. <laughs> făceam, așa am fost obișnuit. Ce ascultat ascultat Tudor și în copilărie? Ce artiști aveai preferați? De da seama că în primul rând nu prea aveam acces la muzică. Nu cunoșteam artiști români, nu, știu, nu mă întrebai, nu știam nimic. Ascultam o casetă care avea Michael Jackson, pe ea din bucăți din albumul Thriller, cred că erau. Bonie, uh -huh. Aba, și cred că mai erau piesele alea așa, gen tot o uh -huh. eu de-astea. Erau niște, aveam niște casete. De -astea. Da, la, la, mine în casă nu era, cum să zic eu, ție, deci nu era o petrecere. Ascultai tu sau asculta mama, stai puțin, adică să făcea și ție plăcere să-l pe păi tot nu, no, eu, eu, am, găsit casetele alea, era singura muzică pe care am găsit-o, da, am băiat -o, o am făcut rost de un Walkman și le ascultam, înțelegi ce zic, uh -huh. dar nu, nu pot să spun dacă eram bucuros sau era bucuros. Pur și era o, chestia. O, ascultau, asculta, asculta, înțeles -a ce a, Așa, până târziu, până, după, după, Revoluție, bineînțeles. Dar după Revoluție a fost o perioadă economic mai nasoală, că a fost greu în primii 10 ani după Revoluție, eu eram mic. Da, da. M-am atris în alt sistem, era greu să facă bani, să învețe, să se adapteze la sistemul ăsta nou care a apăruse înainte statul mergea și tu, dacă erai districtul, trebuie să curcai pe da, da. lângă. Dacă Acum, nu... după Revoluție, se schimbaseră treburile, nu prea mai mergea. și a fost vreo 10 ani destul de dubioși. Noi n-am avut ca până în 97 gen. Ai simțit schimbarea asta, nu? În ce te privea și pe tine, și starea M financiară, și în familie. Păi și... normal, când eram mic, deci în anii 80, era ilicitul Da. Și n aveai voie să ai bani mai mult decât nu puteai să ai tu să cheltui 80.000 de, de lei cum era uh -huh, atunci sau atunci 100.000 sau să ții două mașini sau extra așa ceva. Da. Și practic uh, practic mama lucrând în comerț făcându-se bani era la modul bă am bani cheltuiți, înțelegi ce zic? Exact. Și primeam ce voiam, nu aveam nicio problemă. Ia 200 de lei, ia taxiul, du-te încolo, adică nu era problema. Chiar că era mic, aveam 9, 10, 11 ani, știi, să zicem, când eram dar după revoluție lucrurile astea s-au terminat. Și cum ai putut să gestionezi situația acum? Ce ai făcut? Păi se pare că m-am frustrat atât de tare, fără să-mi dau seama, încât am făcut ceva, înțelegi? Ceva nu foarte bine. Da, pentru că nu prea calculam. Adică nu prea te gândeai așa mult. Chiar vorbeam cu cineva zi ieri, uh -huh. de anii 90. Erau mult mai haotici erau mult mai sălbatici ca acum, adică ți aminte protestele fenei, dar nu știu dacă le aduce aminte, la sfârșitul anilor 90, au apă la bătut din mașină, au dat foc la mașină, adică oamenii erau mult mai... Mamă, păi Ce ei... simțeau aia făceau, exact, nu se mai gândeau la exact. consecințe și... nu era ca acum, stai, domne. dar asta a și permis să fim mai bine controlați, că acum suntem mai docili. Da, da. Înțelegi, suntem mai... Na. La urmă, puțin... ori, indiferent dacă ne convine sau nu ne convine ce se întâmplă, trebuie să merge înainte așa Exact. nu are nicio legătură, nu se schimbă că dacă mă duc eu pe duminică seara, aia e ca o plimbare în parc nu are nicio legătură cu bă, protesta împotriva ceva că... cum, cum, cum a ieșit totuși din, din povestea aia atunci, cum a fost pentru tine ruperea asta de, de realitate și până la urmă să ție așa viața în propriile mâini și să păi, faci și știe... bune și rele? păi chestia muzica muzica am plăcea mi-a plăcut întotdeauna nu la modul cum să zic eu mă entuziasma era ceva ce mă entuziasma îți dau o stare pe da. care nu mai simți și asta acunci. era ceva bun asta știam eu, că e ceva bun asta stă acolo eram băgat plus că grupul de oameni din jurul muzicii era mult mai interesant pentru mine decât grupul de oameni care să zicem nu făceam muzică știi că da. eram curios, era un domeniu nou vreau să aflu, vreau să știu lucruri sau cum se face aia, cum se face aia mă interesau discuțiile îți dai seama că erau subiecte care vreau să aflu despre ele dar după aia am făcut chestia asta, am avut și noroc că atunci când am început să fac cu puia, n-a durat mai mult de 2 ani și eram Bine, cum ar veni. Era... Dar voi doi cum v-ați cunoscut tu cu puia? Păi ne-am cunoscut în casă la Vlad, de la Biuge Mafia. Ah, ce tare. Da, adică în casă la el. Într-un anumit context, da. Dragoș a făcut uh, niște negative. Uh -huh. L-a plătit pe Vlad să facă niște negative, că... Vlad făcea și instrumentale, chestia asta pentru oameni care veneau, băi, de data mă, și ce ce bani se plăteau, nu mă duc aminte. Și a făcut două instrumentale, s-a dus, a cântat pe ele și atunci, da, normal, m-a fi avea trei albume, două albume scoase, la cine puteai să vii să întrebi ce ai făcut la unul care normal. a făcut și chestia. Și a, după ce s-a și atras vocile, a venit, uite, doamne, ce am făcut, cum se pare, și mi-a zis și mie, bă, uite, asta e extraordinar de bine, l-am cunoscut pe Dragoș, am văzut că era de la mine în cartier oarecum, adică stăm unul doi în același cartier, eram da. vecin vecini la două stații de tramvai, trei stații câte erau și am început să ne înturăm, da, normal. Mi-a plăcut și mie ce am auzit că făceam, mi se părea foarte evoluat, foarte avansat, da. foarte fresh așa și... Și am făcut chestiunea. De aici da, Dar al... fără să vă gândiți vreo secundă ca să putea să ajungeți atât de departe. Nu, nu ne gândisem atunci, nu, nu, nu ne-am imaginat chestiunea, poate de aia și durat atât de mult că nu ne-am imaginat-o, știi ce zic? Nu a fost ceva gândit, da, plănuit, da, la punct. Nu, pur și simplu nu ne plăcea să facem chestia asta, era de unde ideea la, păi, la Familia? la familia, la familia, la familie, în principiu, vine de la o piesă a lui Kit Frost. Așa. Se numea Familia sau La Familia, nu mă duc aminte exact, Uitam și uitat. N-am de mult albumul ăla, era ceva cu la rasa, ceva de genul ăsta. Și când ne-am făcut formația, noi am vrut să, inițial a fost băieții din cartier, ne gândisem noi, dar mă, nu știu ce, da, și eram acolo tot, tot la Vlad, că în perioada aia, anul ăla, un an și ceva, am, cred că am, poate chiar mai mult, am stătea mereu pe acolo, eram, și a fost o vorbă, cred că a zis, Dragoș, bă, să zicem, familia, o chestie. Și noi, și noi am zis, bă, nu, am zice, la familia. Știi? Și așa a rămas. Și așa a rămas. Așa a rămas atunci chestiunea. După aia lucrurile s-au -au schimbat. Ați, ați dat startul și oricât de mulți au mai apărut după voi, sau cel puțin în ultimii 2-3-4 ani, că s-au tot schimbat stilurile cu rep, trep, cu... Mă rog, nu da. intrăm în detalii. S-a da, se dezvolt. E ca un pom. Tot acolo sunteți. Noi da. Tot acolo sunteți. Noi da. Păi... Știi care e chestia? Noi, noi când am plecat la drumul ăsta, nu era nimeni în care făcuse chestia asta. Practic, toți care făceau chestia asta erau din generația noastră, într-un fel sau un alt. Da. Și oameni care erau mai mari și care, cum era Sli, care fusese până America, avea blugi largi și ghete galbene și avea CD-uri și de astea, restul nu prea aveam, înțelegi, viniluri. Și noi am făcut după cum ne-a tăiat pe noi capul, mai ales că nici nu știam engleză mare parte dintre mm -hmm. noi, adică nu, e, nu puteam să ascultăm, să încercăm să imităm foarte bine, că oricum exact. nu înțelegeam. Noi doar nu ne plăcea spiritul, <laughs> atmosfera, energia ta tot, dar nu nu rezonam neapărat cu ce cântau ei, pentru că nici măcar nu înțelegeam, practic, <laughs> da. exact. Da. Bă, nu am despre ce e vorba, bă, <laughs> da. știi? După aia, cu timpul, am început. Eu, sincer, a fost chiar un lucru foarte bun, că eu pe parcurs am descoperit gust, am început să învăț, să înțeleg ce se cântă, să... Dar ai evoluat, e bol, normal. Ai da, a, a, început a să ai tangențe cu, cu lumea asta și cu ceea mm. ce făceai. auzazi un puțin, mama ta ce a spus despre drumul pe care ți-l a să O Mama nu are, n-a avut chestii să... să am, chiar nu știu, nu știu dacă mi-a zis vreodată m-a că, la... că întrebat de vreo două, trei ore așa când era mai mic și vreau să fac vreo? dar nu, nu cred că mama da, a fost la vreun concert de-al tău? a fost când era mai mic, da la, la, când da. înjurați? a fost când era la lansările alea cum, de la așa? început nu nu, 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 nu? nu, că mama nu are probleme de astea nu. A, ce mamă cool. mama e din brigadă cum ar veni e, da. vai cât de tare că ai zis asta da. foarte mișto Na, nu are chestiuni de-astea, eu nu s-a amestecat, ți-am zis, și, și eu am mers pe drumul meu cum am simțit, le-am rezolvat eu problemele cum am putut, dacă a putut să mă susțină cu o chestie, m-a susținut. Dar nu ți zis, măi fiule, nu vrei și tu să fii, uite, doctor, să fii, nu știu, avocat? Nu, nu cred, te asta, te nu, te... nu cred că am avut discuția asta, nu cred că am avut discuția asta cu mama, nu, 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 nu. nu. poate așa s-a mai vorbit când eram mic, eu, mama, vreau să nu fac Da, pierdere. Dar aveai 5 ani. Da, nu știu, <coughs> dar nu, 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 nu. nu. S-au creat după aia pe parcurs rivalități între tine și celelalte trupe, între cei care erau cam pe aceeași vibe cu voi? Se mereu rivalități în chestia asta, cel puțin. Nu știu cum e în celelalte domenii, dar... Nu știu, în... eu am crescut ascultând zic acum, Bugi mafia, la familia și paraziții. Da, asta e trio Da, da. Și mereu am trăit cu impresia că tu cu puia, vă urâți cu chelul mm. și cu ombladon și cu freaca, că cei din nu știu, așa m-am, am trăit mm. eu no. mereu cu impresia păi, că uite, vezi, dacă vreodată te-aș întâlni, n-aș îndrăzni să te întreb, știi? Păi, e, uite, uite vezi, întâlnit. vezi că um, nu era avem cu paraziții după cum vezi, ne -am, mai repede ne-am -am, ne -am, ne -am, ne -am, ne certat cu mafia. Da, da. De obicei, te cer scola cu aia care ești mai apropiat, care ai, ai ceva de împărțit. Dar v-ați împăcat după aceea, nu? Cu păi, -a. nu, lucrurile au rămas -au așa? Terminat așa cum s-au terminat și la revedere fiecare. Și ca se pui la un moment dat. Treburile lui. Da, cam asta a fost. Au rămas așa. Ne-am rezolvat problema cu marca noastră, care era noastră la urma urmei. Da, da, da. Și asta a fost. A, a fost nu. o, da, chestie cu uh, da, numele... Da, o chestie cu înregistrări, cu uh -huh. lucruri de genul ăsta. S-a rezolvat și de aici lucrurile au continuat. Și cu paraziții? Da, cu paraziții sunt, sunt prieteni și cu Ion, și cu Fraca, și cu Cătălin. Nu am sunt o... Suntem prieteni, ne știm de ani de zile, ne știm... Cred că, de fapt, Cătălin e unul dintre primii oameni care i-am cunoscut un repul românesc și acum mi-aduc aminte când se mutase de la un liceu la altul, ultimele perioade în care l-am cunoscut, e, e chiar printre chiar primii oameni care i-am cunoscut în uh -huh. Republica Românesc. Uh -huh. Și, dar, uh, muzical, cred că niciodată n-am avut aceeași stare. Starea noastră e mult mai, cum uh, să zic așa, uh, era mai golănească, dacă vrei să spun așa. Da, era Știi, mai golănească, mai... mai... despre blocurile gri, da, mai da, da. Eu a da. avut, au avut o altă chestie. Plus că eu, unul cel puțin, la paraziții foarte mult să a legat de treaba asta cu băutura, cu chestiile astea, cu fumatul. Eu nu prea am când vă cum zic, că nici despre fumat și nici nu beau. Înțelegi? De aia nu ascult probabil nici manele. Înțelegi ce zic? Nu beau. Nu, -am, de ce -am să bei ca să manele? Păi, în general, bei și ascult, ai văzut, o Deja ăștia și se îmbată și dansează. Na, eu, nu, la mine în program nu există subiectul ăsta. Și atunci... Adică tu nu ai ascultat niciodată o Evident că am că nu pot Zici și mi o manea. Așa zile de la mine. Pana <laughs> Normal că n-ai cum uh, să place? o manea care să-ți placă. Nu, nu. Nu, există? Nu, nu există. Să-ți meargă așa la nu inimii. place ritmul. <laughs> Nu-mi place ritmul, nu-mi nu plac ritmul de oriental în general. Foarte rar rezonez cu chestiuni orientale, ca ritm sau indiene. Da. Nu sunt genul meu de sunet, nu-mi plac. Deci Și... nu versurile ar fi problema. Ritmul? Da, în primul rând ritmul, nu-mi nu place mișcarea, nu e pentru mine chestia asta, știi? Nu e, nu e pentru mine. Nu-ți nu nu plac adn -le? Nu, nu, nu. Să trecem peste partea cu dansul, cu cadânele, înțelegi ce zic? Desigur, mulțumesc Da, că adică știi, trecem peste. A, Dacă apar cadânele, sărim A, peste da, dans. Am înțeles. Înțelegi, nu ne interesează partea cu dansul. Um, cum ați rezistat? Pentru că, nu știu, poate, poate multă lume va întreba asta, poate o întrebare, nu știu, la care nu te-ai fi gândit acum în ultima perioadă. Vai, v ați bucurat de succes? Și Cum continuați. Am rezistat, te la Cum ce, ați rezistat, și ca prietenie? Cum rezistați de. Uite, peste câteva zile, ok, o să treacă deja evenimentul când noi dăm acest podcast. A da. spus în vânzare câteva sute mii de bilete care s-au epuizat în primele ore. Sunt sigură că dacă vă duce în altă parte, La sala palatului, habar n-am, nu știu. Da, cu cât faci reclama mai mare, cu atât le pe toate. Doamne, ajută, așa să fie. <coughs> Cum reușiți? Păi, în primul în, rând. În niște vremuri, și într-o. În, mă într în niște vremuri în care oamenii renunță foarte ușor, trupele s-au destrămat, mai ales cele din acea perioadă, unii nu -și, măcar nu-și mai vorbesc sau păi, s-au reapucat, dar fără succes. Păi, cred că la familie e singura poveste de revenire de cu succes care a existat în muzica românească, din punctul meu, din când mă aduc eu aminte, adică singura trupă care s-a oprit pentru foarte mult timp și după aia. Păi, în primul rând, ne-am fost prieteni și când ne-am oprit. Da. Am chiar dacă să zicem dragoste, făcea alte chestii sau făceam alte chestii, am fost prieteni și când eram arestați, am fost prieteni întotdeauna. Am avut, nu cred că a trecut vreodată două, trei luni să nu vorbim. Atât a fost ce mai mult cât nu da, m-ați vorbit? Da, nu cred. Și nu neapărat că eram certați, poate am fost plecați sau poate am avut chestii de făcut, sau, dar nu cred că mereu la ceva timp știam unul de altul ce se întâmplă. sau. Uh -huh. Așa și... A, a doua chestiune, pf, ce facem noi este o chestie pur autentică. Nu este o chestiune care ne întâlnim și zicem bă, ce mai facem cu treaba asta? Mai facem să meargă sau... Nu, e o chestiune care e din viața noastră. E... Noi uneori facem albume. Uneori, Încă? Da, uneori, Încă. uneori facem albume. Uneori ne place să ne întâlnim în studio și atunci când energiile noastre se potrivesc... Acum uite, șase ani a durat de la, la trecut până acum. Și când se potrivesc, wow. o facem chestia asta. În rest avem lucrurile noastre de făcut, ne ajutăm unile dacă e nevoie, bă, am chestia de făcut, mai Te-a dezamăgit vreodată cu ea? Nu cred că i-am cerut vreodată ceva lui Puia să facem sau să se întâmple sau și nu s-a întâmplat și nu... Chiar dacă poate pe mine mi s-a părut că nu așa trebuie, înțelegi ce zic, a, nu cu timpul, adică ce mi-am dat seama până la urmă, noi am ajuns la o concluzie comună și am făcut lucruri comune. Poate pe moment am fost dezamăgiți, Bă, nu așa, nu, știu ce sau nu știu ce. Dar în ansamblu mare, până la urmă, el întotdeauna a făcut ce a zis. Da, v-a certat vreodată de tare încât să fi ferm convins că nu o să mai vorbiți vreodată? Bă, că n-am încercat de câteva ori rău, îți dai seama, bă, <gătă> ta, nu mai va <gătă> picioare. Da, Serios? Da, a doua zi, a trece, ne -a seama. Nu ne-am certat chiar atât. cine l primul de la el? Depinde de context. Nu e o chestiune, nu e o regulă, ca să zic. Depinde de context. Uh -huh. să alegi. Dar, în principiu, și certurile astea. E foarte bine că ne-am certat. Ne-am mai spus niște lucruri, ne-am mai enervat, ne -am mai. Frația. Da, Cam nu, despre asta da, e. Nu, 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 e o, nu e o problemă, faptul. fapt. Cum vezi succesul, Sișu? Ce, ce înseamnă? Cum te raportezi la, la succes? Îl întreb pe un om care se bucură de, de lucrul ăsta, dar uh, care l-a și pierdut o lungă perioadă, când a avut probleme cu legea. Pentru mine succes în viață, în viață înseamnă să fii liniștit. Adică liniștit în sensul împăcat în cu ce se întâmplă. Nu... Poți să fii neliniștit, poți să fii într-o agitație continuă în jurul lumii, dacă tu ești împăcat cu ce se întâmplă, e ok, înțelegi ce zic, nu e o problemă. Și pentru mine asta, asta e succesul de fapt. Eu am crescut de mic uh, oamenii știind nenumele, numele, înțelegi ce zic? De când eram mici, aveam 20 de ani, ne-am făcut muzică, toată lumea ne-a cunoscut și sunt obișnuit chestia asta, nu mi se pare nu mi se pare mare Te lucru. Te recunoască pe stradă oamenii sau... Da, sunt întâmplă, oamenii, <laughs> sunt alte, generații care au venit, alții mai mici, care nu mă cunosc, probabil copii sau... Dar sunt destui care sunt de vârsta mea sau poate un pic mai micuți sau mai mari, care mă cunosc, vorbesc cu mine, fac poze și... În anii 2000 erau mult mai mulți, îți dai seama. Normal. Și, și mai târziu, și. Nu, nu mai mi se pare ceva wow. Ce e o chestie care mi se pare normal să fie așa. Da, ai trăit cu, cu frica asta că poate apar alții mai buni decât voi, sau că poate nu știu, o să. Eu chiar vreau. Hey. Eu sunt ascultător de drept, în primul rând. Mi-ar place să aud ceva extraordinar. A pe cineva de la noi, din țară? A ajuns cineva atât de departe încât să-l poți aprecia? Apreciez mai mult, să știm, Mi-e destul de greu să mă regăsesc în foarte mulți MC. Pot să-i apreciez cum dau tehnic. Pot să-mi zic bă, foarte bine, are o dicție foarte bună da. sau scrie niște chestii interesante sau are prezență, are ce trebuie, are talentul ăla să simtă lumea, că știi ce zic, uh -huh. fiecare are câte o chestie. Dar sincer să fiu, de n-am prea fost fan niciodată. Sunt ascultător de rap, îmi place, ascult și rock, de n-am fost fan, n-am fost fanul cuiva, am avut o perioadă... N-ai avut idoli. Da, am avut o perioadă mică când na, tot mi-am pus și niște afișe pe pereți, dar nu m-au satisfăcut. Ce? Și găsa era vremea aia, până până mi-am făcut ideea pe ce înseamnă rep, nu știam ce înseamnă rep. Orice chestie vedeam pe unul negru cu o șapcă în cap cu una, mi se părea că e o trupă de rep, înțelegi ce zic. <laughs> și... După aia, dar, dar, pentru că am făcut din timp chestia ne-am apucat să o facem, să o creem, să mergem în studiouri, nu am, n-am dezvoltat. Singurul personaj uh, care mi-a m-a interesat în hip-hop. Așa. Mult mai interesat și am vrut să înțeleg care e treaba cu el. A fost Tupac, pentru că nu era neapărat cel mai bun el acolo. Sau, dar era o chestie foarte autentică, avea o energie foarte autentică și lucrurile care le spunea nu erau neapărat niște versuri în care el își arăta skill Erau niște versuri în care el își arăta sufletul și asta îmi plăcea. Era așa ca o poezie ritmată și mi se părea foarte interesant. Și de-aia pot să spun că l-am admirat am zis boie tare și chestia asta am regăsit-o și la DMX. La Eminem, nu? nu? Nu, Eminem e de fapt aceeași chestie cum e Tupac, doar că social vorbind e, e alb, în primul rând, și tematica lui și modul în care abordează rap-ul, nu am simțit-o pentru că el e dintr-o zonă de asta mai mult a unei familii sărace americane de, de, cu da. știi ce zic care nu, nu rezonez, mai repede rezonez cu un golan din Detroit decât cu Am înțeles. Eminem vin dintr o zonă unei copilării frustrante, unei mame abuzive, eu nu cunosc chestiunile astea. Asta ar fi povestea la el. Dar da, crezi că oricine poate asculta versurile la familia. Ca și de coric. fapt, oricine poate înțelege? Da, nu, la familia nu e scrisă complex, nu e, nu folosim, eu știu, un iamb deosebit sau... La familie e o chestie de suflet, e o chestie care te emoționează chiar și în cuvinte simple. Bine, rime, cine, nu-i problemă. Cum, proced cum cu versurile? Cine scrie? Cine e cu inspirația? Cine... Păi nu mai, nu. Când, spre exemplu, la familia se lucrează când lucrăm pentru la familia, dacă considerăm noi că avem energie, avem cheful, avem uh -huh, ideile necesare, uh -huh. um, face fiecare tot ce trece până cap, vedem ce sunt bune, dacă eu continui pe ideea lui, el pe ideea mea, vă completați. Da, ne completăm, vedem ce se întâmplă și facem albumul. Dacă nu iese într-o săptămână nu e bine, înseamnă nu îl facem. Crezi că ai fi putut face parte din proiectul ăsta în continuare dacă lucrurile despre care tu cânti nu ți se și întâmplau? Nu, adică, normal că, nu. asta e și concepția multor nu. părinți care nu-și lasă copiii să asculte, nu știu, piese la familia sau paraziți da, sau nu. cele cu înjurături și spun, dar de ce de ce vrei? Vrei să asculți așa ceva? Ce viață vrei să ai? N-ai fi putut, nu știu, să fii un om care să ajungă la ora 5 acasă, cu o viață absolut normală, perfectă, Ai, să asculte asta, știri, să Pentru la asta muncă. ar fi trebuit să fac chestiile astea când aveam 20 de ani, uh -huh. înțelegi ce zic, mai era prea târziu. Eu am ales alt drum, adică probabil, muzica m-a salvat dintr-o chestie mai complicată de atâta, că cealaltă variantă nu era să fiu un om care vine la 5 de la muncă, cealaltă variantă era să fac multă pușcărie, înțelegi ce zic? Da. Și... E ok cu Așa s-a împărțit la da. tine în, în viața da. ta. Da. Ce ai învățat, și după închisoare? Ce te-a învățat închisoarea? Nimic. Îți dai seama <coughs> că nu am ce să mă învețe. Ce... Experiența asta. Asta e altceva. Experiența ce te-a învățat. Normal. În primul rând... E foarte bine pentru un om să vadă și aspectele astea ale vieții. Normal, nu trebuie să pățești chestia asta. Dar pentru mine a fost foarte bine. În primul rând disciplina unui unei instituții, unei persoane instituționalizate, ca să zic așa. Mm -hmm. Nu mai ești tu miezul, nu vorbești tu, te scol când zic că iate, cu bine. Nu e chiar așa, dar da, în principiu, da, înțelegi. Da, da. Și normal, am învățat. Eu, dacă am crescut așa mai nedisciplinat și n-a avut cine să mă disciplineze, mm -hmm. nu. Um, asta, 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 asta e avantajul, astea sunt lucrurile care le-am câștigat din chestia asta. În rest, am pierdut timp, na, normal. Ai regăsit aceiași oameni pe care ai lăsat când, când te-ai întors? Da, în de fiecare da, dată? Da, da. Da, în principiu, da. Bine, exceptând oamenii care au murit, nu da, asta e o chestie da. naturală, nu. Dar în principiu, da. Ai da. prieteni adevărați? Acum nu? Mulți? Bă, am o mână de prieteni care am încredere în ei și de-a lungul anilor am avut încredere în ei și au dovedit că își merită. Își merită, își merită da, și ei pot să aibă încredere în mine. La fel. Dar cum, cum e treaba asta cu încrederea? N-ai fost niciodată înșelat, trădat? Pa da, dar prea mici pierderile, înțelegi ce zic? Prea mici pierderile ca să pot să stric o chestie de genul ăsta. Ca pe pierdut 3-4-5 mii de euro o chestie de genul ăsta. Na, nu mă interesa lucrurile astea. Prieteni adevărați, am, prieten prieteni care acum, dacă îmi dai o geantă cu 10 milioane de euro, merg la el și o las acolo și zic, bă, vin peste două luni să o iau și vin și e geanta acolo, neatinsă. Ia să te cum fac mai face asta. Dăm tu ce-am cu 2 milioane de euro. <laughs> ai, uh, ai, încredere în oameni, știi? Sunt oameni care poate au trecut prin ce ai trecut tu. Păi da, normal, dar împărtășim multe chestii, împărtășim și multe da. chestii comune, în primul rând. Și de -aia avem încredere unul în altul, că și urmărim să atingem obiective comune, de -aia am încredere. Că și el, el știe că dacă eu aș face 10 milioane de euro, sunt și ca și ei lui. Uh -huh. că eu nu am nevoie de atâția bani pentru mine îți dai seama. Și așa că fratele tău, prietenii tăi, oamenii de aia de încredere, oia care sunt, 1, 2, 3, 5. Te-ai fi văzut în altă țară, nu știu, cântând în altă țară, având viața pe care o ai dar în altă parte? Nu, nu știu. Nu te-ai gândit la asta? Nu ți-a propus niciodată? Nu. Nu, nu m-am gândit niciodată să... Nu, nu, știu, nu, știu, nu știu. Nu știu dacă mă așteptam în altă, altă fost țară tentați. ce făceam. Nu-mi da seama. Am nici mică idee. Sunt mulți care au renunțat la viața pe care au avut-o aici, chiar dacă erau super cunoscuți, știi? La visul american, de exemplu, știi? Unii s-au întors cu între picioare, alții au rămas pe acolo. Poate au făcut altceva, dar... Ah, spun, am, au am, un prieten care chiar a împlinit visul american, așa. ca să zic așa, stă în Los Angeles, e ascultător de rap de când e mic, îl cunosc de când avea, era copil, probabil, nu știu, 10, 11, 12 ani, nu știu, 13 ani, habar n-am. <coughs> um, un copil cu minte, un copil foarte ok, care a învățat, care s-a pregătit ca lumea, doar că nu a mers mai departe pe zona asta cu învățatul și a dorit muzică, a aplicat aceeași abnegații, aceeași, același entuziasm în muzică, a studiat uh -huh. muzică, a învățat muzica ca să zic așa, uh, și a ajuns în Los Angeles, să lucreze practic acum pentru oamenii care și-a dorit de când era mic și să lucreze cu ei nu neapărat pentru ei. Lucrează Kendrick, cu Kendrick, cu, a lucrat cu absolut toți ce înseamnă în jurul lui Dre, da, în da, chestii da. de genul ăsta. Și, și l-am îndeplinit ca să zic așa. Dar vorbind cu el mereu mi-am dat seama că de fapt e același vis care e peste tot. Nu e nicio... Visul Doar că în altă da, visul american e același ca visul românesc și același ca visul brusesc sau eu știu care. Nu știu, la chinezi acolo, nu sunt sigur. <laughs> nici, nu cred, nici nu cred că ai vrea, nu? <laughs> Bă, nu e pentru noi societatea aia. Probabil dacă aș fi chinez aș fi mândru de realizările țării mele, ca să zic așa. Uh, dar uh, nu e pentru mine. Nu te regăsești în... Uh... E mult prea controlat, adică prefer ca lucrurile să fie un pic mai na, dezorganizate și asta e cu niște probleme, decât să fie perfect... Să deci pentru tine, să nu da, poți să faci nici da. un, niciun pas. Asta este dilema libertății umane, la urma urmei, pentru că toți vor siguranță, dar siguranță totală înseamnă suspendarea libertății. Așa că tu trebuie să alegi. Cât de mult pui pres pe, pe libertate, mai ales după ce ți-a fost luată? Depinde ce înțelegi prin libertate. Libertatea fizică e importantă, dar nu e atât de importantă cât spun oamenii. Pentru că dacă tu îți păstrezi libertatea fizică în condiții imorale sau în încălcându-ți principiile și făcând lucruri de genul ăsta, nu ai câștigat decât o închisoare mai mare. Clar. Pe când dacă ești închis, dar îți păstrezi principiile, îți păstrezi caracterul și alea, tu practic nu ești decât restrâns din mișcare, dar ești un om liber, un om care simte, gândește ce dorești. Ai simțit și tu asta în perioada în care ai fost da, închis? Da, ai... bineînțeles. Nu erai liber aici? Da, erai da. ok tu cu tine? Da, eu, dar întotdeauna am fost liber așa la nivelul ăsta. Nu am avut, n-am lăsat chestii foarte grave să mă agațe, să mă, să mă frustreze, să mă prindă în colț, înțelegi ce zic. Ok, stare stat, nu e nicio problemă, o rezolvăm. Și merg înainte. Așa, cam așa. Crezi că până la urmă, la finalul unei experiențe, ce contează mai mult? Anturajele sau educația? Te poate strica un anturaj? Bineînțeles. Dacă educația, baza, este una bună, este una solidă? Da. Dacă educația este bună, este solidă, poți să să-ți revii. Înțelegi? Dar te vei duce, vei încerca cu anturajul. B că nu toți copiii, dar nu, știi există care există, chestia, șansa. Există, există, șansa să faci chestia asta, există șansa să, să ți se pară că exemplele n-au fost chiar clare și că postul să... Există șansa asta. Dar depinde de tine cine ești. Dacă ești, ai, șan, ai, ai, unde să te întorci, ai la ce să te întorci, cum să-ți revii, sunt șanse să scapi. Dacă n-ai, e foarte greu pentru că devii dependent de lumea aia, acolo trăiești. Acum. Acolo -s acolo să faci toate chestiile, ai tot, nu ai cum să mă ieși. Cum ai revenit tu? Cum, cum ai ajuns Pastorul, la... Pentru că am avut întotdeauna chestiunea asta, am avut și alte pasiuni mai mari decât chestia asta. Am avut și alte pasiuni mai mari care mi-au permis să-mi dezvolt o lume interioară. Și am avut la ce. Am, am, am avut ce să fac când am făcut chestie. Adică, lumea mea n-a dispărut din momentul când a dispărut la heroina și nu mai știu ce. Uh, și eu gata, am rămas singur, depresat, nu știu ce să fac. Din potrivă, s-au deschis celelalte oportunități care să te-au blocate. Mai gând multă să treabă. Fac dor. Exact, da. Mm -hmm. Credința a fost un uh, un lac de salvare, în ceea ce te privește pe tine? Credința. În... Nu cred credința m-a făcut să mă las de droguri, dacă asta mă întreb, în niciun caz, la vremea respectivă. Adică, eu cred în Dumnezeu de când sunt copil, n-am o problemă cu chestia asta, dar uh, nu remușcările religioase m-au făcut să mă las de droguri. și simplu nu mai puteam. Eu, când și că mă drogam, n-am avut o problemă, la modul era, doamne, asta e, na, am slăbiciunile mele, cum ai grijă să nu mor, mm -hmm. știi, cam asta a fost chestia. Când am vrut să renunț, n-am renunțat din motive religioase, am renunțat că nu mai puteam, eram obosit, nu mă simțeam bine, exagerasem, într-adevăr, timp de 10 ani foarte mult niște chestii, era momentul să mă detașez de locul ăla. Și Dumnezeu a creat contextul necesar ca să se poată întâmpla lucrul -a, a dezvoltat și, și niște frici în interiorul tău? Ce, chestia asta? Nu, nu. Nu, nu ți-a fost frică că o să mori? Asta e... Băresc că auzei lucrul ăsta în stânga și în dreapta, da, de la prieteni, de la... Nu. În primul rând, atunci nici nu mă interesa chestia asta, nu aveam o problemă, putem să mor și atunci și doua zi nu am interesat chestiunea în sine. Nu -mi era... Um... dar aș fi murit într-un stadiu prost. <laughs> Al vizitare. <tale. laughs> da, da. Da, ar fi fost mai greu să-l conving pe Dumnezeu, <gângătă -i> înțelegi? Normal, la urmă, mai, cât, cât treci mai mult, cu atâta ai șansa să faci și niște lucruri bune care să conteze. Uh -huh. Nu te certat niciodată cu Dumnezeu? Nu le-a la răspundere nu pentru. Am problema asta a lui, cum îl cheamă un nostru <gântă -i> supărat și Cine? depresat, care a scris pe culmile disperării, cum îl cheamă. Vai ce lapsus! <gântă -i> Nu știu la Prietenul Mircea Iliade și al petrețuțea, vai. În sfârșit. Nu, nu am avut problema asta. Uh, nu. Ai știut că e doar despre tine și despre alegerile tale? Da, normal, dar viața. ce treabă are Dumnezeu? Iau și pe ah, uh Ha, -huh. că mor copiii în Africa, Dumnezeu nu vede astea. O mor Dumnezeu copiii din Africa? Nu. În primul rând. Ca să, dacă dacă faci afirmația asta înseamnă că nici nu înțelegi ce înseamnă divinitatea, dumnezeirea, ideea, chestiunea asta, dacă faci afirmația asta că Dumnezeu nu vede că mor copiii în Africa, copiii în Africa mor datorită acțiunilor noastre, și nu numai în Africa, că am dat un exemplu acum. Oriunde. Și în România într-un sat vai de mama lui. E da. situație. Nu e ca și cum Da, crezi că să înceteze omenirea să mai facă astfel de, de lucruri no. rele și până no. o să realizeze că tot ce se întâmplă De când e... o să ajungă niște sclavi. Omenirea nu. nu are cum să, dacă își distruge latura asta, omenirea dispare. Pur și simplu. Devin niște legume care vor fi consumate. Omenirea, ca dacă vrea să-și wow. păstreze libertatea, trebuie să-și păstreze latura asta. Are nevoie de latura asta. Noi trebuie să acceptăm existența realității așa cum e ea și să învățăm să o facem mai bună, să învățăm să avem compasiune față de ceilalți care probabil o să treacă cu niște experiențe mai grele, să-i ajutăm, dar dacă noi încercăm să corectăm lucrurile astea, distrugem toată chestiunea. Și vin niște generații, știi, din spate, vin niște copii da. care poate nu mai au aceeași educație, nu probabil mai aceeași Probabil vor lucru, fi nu? tot mai. Uh cu ghilimele de rigoare, să zic așa, toleranți, ca să zic. Ceea ce e o greșeală, pentru că când pleci de acasă nu-ți lași așa, închizi ușa acasă. Asta cum deschideți mintea, o deschide mintea, normal, dacă să o umplem cu chestii folositoare. Nu deschid mintea să poată să verse oricine, orice gunoi în mintea mea, că are el ceva de zis, înțelegi ce zic. Nu, nu fac chestia asta. Eu îmi țin mintea închisă. Sau nu închisă, cu filtre. Uh -huh. Mm. Bine, tu poți să faci asta, tu ai ajuns în punctul în care îți permis să faci asta, știi? Păi... Ai trecut prin niște multe lucruri. Da, da, oricine poate să își dea seama de niște chestiuni. Eu înțeleg ideea, înțeleg entuziasmul adolescentin, revoluționar, înțeleg rebeliunea, înțeleg toate chestiunile de genul ăsta, nu am o problemă, nu... Dar... Și astea îți dau energia, la urma ormei. Uh -huh. Astea creează omul de mai târziu. Rebeliunea asta și toate lucrurile astea. Dar problema e că se transformă într-o frustrare la foarte mulți. Și frustrările deja uh, într-o frustrare negativă. Nu e o frustrare bună, o frustrare care mă lupt. Să, să, să te ambiționeze schimb ceva. să schimbi ceva. Nu. Adică oamenii sunt încurajați să aibă frustrare, dar să nu facă nimic să le schimbe. Uite, -te, chiar mă uitam la o reclamă la Nike, cu o grasă acolo, cu îmbrăcată niște dale mulate pe ea. Ce vrei să-mi iai te-ai îmbrăcat în haine de sport și nu faci sport niciodată în viața ta? Sau că nu înțeleg ce... Mesajul ar fi că trebuie fiecare să se simtă bine în pielea lui. De... Indiferent de înfățișare, indiferent de kilograme, indiferent de culoare. Păi, tata, da, da, se mi că tu nu te-ai făcut... Exceptând oamenii bolnavi, există oamenii bolnavi asta, nu neg, normal. Dar marea majoritate nu s-au făcut așa, sunt nenaturați, au deformat, au băgat McDonald's până la venire sau mai știu eu ce. Nu e, eu nu trebuie să te accept... Că tu nu poți să-mi bagi mie pe gât chestia asta ca pe un standard. Acum, că loia ea să zlăbească, tu îmi bagi mie pe gât că, doamne, așa e normal. Nu, nu e așa normal. Ai plătit pentru sinceritatea asta că nu faci parte din turmă? Bă, nu știu, Poate erau niște cecuri pe numele meu și nu au venit, nu am idee. Dar nu, deci nu mă interesează, sunt niște prostii, dar sunt niște chestii că nu se le spui un om. În primul rând, că dacă tu îi numești un nou om model, omul ați fi model. Un model de sănătate, un model de ce face el. Nu e model. Clar. E model. Tu nu mi-aduci pe cineva care are trei diabeturi sau și mi zici că da, așa vrea el. Se simte bine în pielea de lui. Ok, se simte bine în pielea lui, dar nu trebuie să-mi bagi. Nu mi-l ca și în primul rând, tu nu -mi dam, tu, deci tu îmi spui mie, tu pentru droguri, nu prea dai bani, da? să zicem, la, mă refer la spitale și chestii astea pentru oameni, că sunt oameni dependenți. Și sincer, înțeleg. Pentru că la urmă Om o alege să se drogheze. Cum o alege să bea? Nu se de, devină bio că s-a apucat X de drog sau de băutură și trebuie să-i plătești tratamentul medical. Da? Dar nu trebuie să-ți plătești nici tratamentul medical că tu vrei să slăbești, înțelegi ce zic și statul să-ți asigure chestia asta. Că tu ai mâncat, te-ai făcut cât balena sau balenul sau mai știu eu ce pe altă de asta. Înțeleg? Și toți vin și spun că uh, toate chestiile astea sunt fie decontate da, de stat, că să ajutăm, sau chiar cu operațiile de schimbare de sex. Domnule, să ajutăm oamenii care nu se identifică. Foarte bine, să ajute familia, să le dea bani. Eu nu am nicio problemă. Poate mea, dacă vreau să facă delfin mâine, să dea familia, îi dă 2-3 milioane de euro, să face delfin, și se bucură de viața Crezi adică. Crezi că ni se impune fără să ne dăm seama să acceptăm niște, niște păi lucruri? da, ni se impune pentru că vin cu niște cârlige economice. Practic, creăm o zonă de bunăstare, de oamenii trăiesc bine, au ce își doresc și după care îi punem și ideologia pe masă. Și oamenii nu o să zică că nu la ideologie, că da, trăim bine, hai să nu deranjăm șmecheria, înțelegi ce zic. Da. Să vezi când o să vină islamul în Europa în forță. Pentru că Islamul nu, nu înțelege chestiile astea și din punct de vedere religios, Islamul e mai uh, mai legat de chestiune. Înțelegi ce zic? Da, e mai legat, dar tot ce spui tu se cam întâmplă și se află, se regăsesc în cam toate colțurile lumii. Iar România, da, din câte știu da. eu, este văzut așa, cam fiind o țară mai înapoiată, care nu prea acceptă anumite păi ideologii. Nu acceptăm, dar suntem forțați să le acceptăm pentru banii care urmează să-i primim, cam așa vine și asta ne impune Europa, și Europa în momentul de față, pentru că eu au considerat că asta este o ideologia corectă, da, să zicem. Da. Doamne, așa trebuie să fie, nu știu ce. Bun, te înțeleg. Dar în momentul de față, când tu te confrunți cu imigrația asta masivă, care nu este o imigrație naturală, mm. nu e un schimb de între popoare care sunt vecine și o parte din. se mută doctorul de la Damasc. Nu, bine, din capătul celălalt al lumii, Exact. Știu. Așa, da, seama, Un doctor din Cairo poate s-a mutat în București și a făcut un cabinet medical. Da, 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 poți da, să înțelegi da. chestia asta. O, a considerat că aici e mai bine pentru el. Da, nu vorbim de imigrație ca să nu bea, mă, cu asta. Nu are nicio legătură cu chestiile astea. E altceva. Și Europa nu se rezistă la așa ceva. Și ce crezi că se va întâmpla? Unde se va ajunge? Republica Federală Islamică Germană, regatul islamic unit, la asta se va ajunge, unde crezi că se va ajunge? Păi, natalitatea în Europa nu mai există. Corect. Familiile musulmane fac în medie 4,55 copii. Înțelegi? Europa, dacă nu-și protejează identitatea ei așa cum alte țări și-o protejează sau de cum Africa și-o redescoperă acum spre exemplu uh -huh. și se rupe de legăturile uh -huh. cu Europa și termină chestiile astea. Bine, și acolo sunt niște exagerări ca în toate chestiile, dar e singura modalitate în care ridici stima oamenilor, mândria, stima lor de sine ce zic. și uh -huh. Africa trebuie să facă asta uh -huh. acum se rupe de colonialism și încearcă un drum nou. De ce poate să facă treaba asta? Că Europa e slăbită Europa e invadată. E momentul Europe... bun să se profite de exact. lucrul Exact Europa știu? e tolerantă prea tolerantă. Pentru că la urmă vei, da, ai făcut niște greșeli. Totul tot s-a bătat, domnule, noi am greșit față de oamenii ăștia. Bine, nu am greșit noi românii, da, noi da. nu am avut ocazia să colorizăm părime nici un câmp undeva, nu a venit chestiile astea. Dar ca idee, să zicem, rasă albă, europeană, caucaziană, nu știu, în sfârșit. Ok, hai să -l avem niște resurse. Am luat de acolo diamantul, reginei, nu mai știu. Hai să, face, hai să luăm niște bani, hai să le facem infrastructura de care au nevoie, să le lăsăm în pace. Ne cerem scuze, le facem infrastructura, acordăm niște despăgubiri statului, le dăm un bust și mergi mai departe. Și mai departe. Tu nu poți să muți pe toți oamenii acolo. Pe hai să facem ce Se mută ei toți aici, ne <hătru> mutăm toți în partea elaltă. Înțelegi ce zic? Adică nu ai cum să susții lucrurile astea. Și astea vor slăbi Europa, acea Europa care ne oferă această politică nouă de toleranță și de corectitudine politică, care nu trebuie aplicată persoanelor civile, pentru că un politician trebuie să fie corect când vorbește, să nu jignească. Nu poți să-mi aplici cu politică în nivelul populației. Noi suntem populația. Noi avem părerea noastră. Nu ne placă ea, nu ne placă ea, nu ne plac bulgarii, ungurii, ucrainienii. Ești pasionat noastră. de politică? Apropo de... E politica, urmărești. E știi cum a spus cine? Voltaire, nu? A. Volter Voltaire a zis. Politica s-a născut când primul escroc a întâlnit primul prost. Asta e politica. Politica nu-ți promite nimic. Îi spun, domnule, nu merge treaba dacă nu ne alegeți pe noi. Bă, serios? Ia să vină acum marțini să răpească toată clasa politică, chiar și administrativă, m-aș risca să zic, din România. Să vedem, merge țara sau nu merge? Dar tu mergi la vot? Nu. Niciodată? Nu. Ai fost bănuț la viața ta? Nu. A, ba da, că am făcut atunci 18 ani, pe am fost și -o curios. Și cu cine vă mai știi? Uh, cred că cu partidul național rănesc sau liberal, unul dintre ei, nu mai știu. Bine, nu au legătură cu cei acum, partidele astea. Și <răză> acum există partidul liberal, nu e. E gen partidul ăla, de spatele blocului. Adică tu nu, apreciezi pe nimeni din politică? Nu, nu, Doamne, ferește. Dacă aș avea un om politic care l-aș aprecia, m-a simțit prost m aș simțit foarte prost, m aș simțit că am ajuns să am niște modele și idol de slabă calitate. Cum să apreciez pe cineva din politică? Nu, nu mai românească. dar hey, ne raportăm la ei noștri. Că... Mă refer așa la un nivel mai larg, dar de ei noștri, că îi cunoaștem. Uh -huh. Nu am cum să apreciez. Păi, în primul rând, ei nu sunt. ei sunt angajați să fie politicieni. Ei nu sunt lideri. Și politicienii din trecut, probabil, aveau probleme. Și Brătianu probabil avea probleme și Iuliu Maniu, cine știe ce a făcut, a fost avocat, a făcut el ceva neregulat la viața lui. Nu știu. Nu, dar aveau o ideologie, erau lideri, știau să facă niște lucruri, ăștia se Da, ți-a fost luată, nu știu, dacă rușine prea prea urât spus în legătură cu ce se întâmplă în țara ta cu mie, țara ta, mie, mie, oamenii, mie, cel mai rușine mi-a fost când am văzut un politician român care s-a plâns că salariul lui este destul de mic. Este prea mic de fapt că el să poată să reprezinte România frumos, într-un costum de 5.000 de euro de la Londra, într-o chestie asta. Era foarte scoate. Cum vreau să vă reprezint eu, să merg să reprezint? Era în fața televizorului, el nu mă auzea orice ziceam. Dar răspunsul ar fi fost, nu vrem să fim o țară de și reprezentați de unii costume scumpe. Înțelegi? Prefer să fim o țară de oameni îmbrăcați bine, reprezentați de o clasă politică îmbrăcată decent. Nu vreau tu să fii cu ceasuri de 50.000 și costume de la Londra de 12.000, 15.000 de lire, să mă reprezinți că, Doamne, să fii... Nu. Vreau să ne prezentăm lumea așa cum suntem. Hm. Nu vreau să duc un politician. Ca și acum cazul cu renumitul caz cu președintele nostru turist care toată lumea. Acum, știi cum e, că se, se, mereu se, se găsește că o chestie se marșează pe ea și, Întotdeauna, și poți că să găsești e... justificări și omului da. și poți să găsești justificări și lor care îl acuză. Le găsit? Normal că poți să le găsești, bineînțeles. Deci poți să justifici orice lucru care există în lumea asta. Și în cazul lui, adică pe de o parte eu îl înțeleg. Pentru că el e într-un joc care el oricum nu contează, e doar o imagine pusă și atunci profită de acești 10 ani. Să care s-au dus. Care s-au dus să câștigă o imagine, de, dar care nu are legătură cu România. România nu stă așa. Românii nu joacă golf, decât că na, da, unii bogați acum s-au apucat și că te poartă. Dacă ar fi jucat ea juca oi, nu nu... merg, n jucau oi. Dar românii merg în Africa și merg, n să Românii merg în Africa, dar merg pe banii lor? Corect. Înțelegi ce zic? care îi fac cum îi fac. Că și dacă îi fac ilegal, riscă să ajung la pușcărie. Vezi și tu că sunt o grămadă care s-au dus. E, la Jilava sunt mai mulți decât pe dorobanți. Crai de ăștia bă, băieți cu bani. Sunt mai mulți în la Jilava decât sunt pe dorobanți acum. Deci lumea riscă, se duce și cheltuie banii, alții își riscă libertatea. Președintele nostru... Dându-și seama că nu are ce să facă, preferă să se plimbe, pentru că e simplu. Neavând... Cum să vorbim și despre Iohannis. <laughs> so domnul Iohannis. La urma urmei, noi suntem poporul, noi suntem opinia da, publică. Da, și și da, putem da. exprima părerea Clar. despre cei care ne conduc. Eu personal nu consider că el e președintele meu, pentru că eu ne mergând la vot, nu îl consider că l-am ales. O să merg la vot în momentul în care o să fie o competiție corectă. Dar nu, așa ceva nu se poate. Adică nu prea curând. Păi, nu se poate. Pentru că atât. Când, vorbim, când vorbesc de România, nu mă refer doar la România, mă refer la un ansamblu. Dar atât timp cât clasa politică din România este constituită, indiferent de culoarea ei politică, este constituită ca o nomenclatură. Asemenea cum era Partidul Comunist Român, avea acei 3-4 milioane de membri, la fel și acum, sunt 3-4 milioane de, de oameni da. implicați în chestia asta, într-un fel sau altul, care ei mențin chestiunea mergând tu nu o să vezi că apare Vasilică sau Costică fără nicio problemă și ajunge el președinte sau prim-ministru. Toți care ajung să mai te trecut printr-o sită care le dă forma și direcția care e necesară. Dar știi, 99% între oameni care merg și votează nu au acces la astfel de informații și de lucruri și păi, nu se vor duce cu gândul acolo. Păi da, și mulți atunci, spun, domne, nu e, că merg și aleg, n-are cum da. să... Nu, lucrurile nu se întâmplă așa. Plus că e ca și cum eu îți dau ție două sticle de apă și alege-o pe care vrei nu mă interesează, uh -huh. e aceeași apă. Înțelegi ce zic? Nu mă interesează care o legi. Tu, ca om, uh, pe persoană fizică, Așa, viu, cum era în, ce aia, viu, cu... uh, în ce stadiu al vieții tale te afli acum? Cum? În acel stadiu care eram și acum 20 de ani. De ce? Eu Fără eu, droguri, bineînțeles. Fără droguri. Da. Dar uh, evoluat. A evoluat din multe puncte de vedere. Păi, Probabil, Te văd același sișu de acum 7-8 ani când ne a văzut noi, dar de acum 20 de ani nu poți să-mi zici că da. Da, eu sunt și atunci când m-ai cunoscut eram același care eram în urmă cu alți 7-8 ani, înțelegi ce zic? Eu nu, nu prea m-am schimbat pentru că, să spun care e treaba, în viața mea nu au existat niște chestii. Deci n-am fost certat cu Dumnezeu ca să am un moment de epifanie, să zic uh -huh. bă, viața s-a schimbat uh -huh. și nu credeam și s-a luminat. Sau n-am pățit lucruri de genul ăsta, nu pur și simplu am crescut atât tot. Da, da, ai trecut și prin episoade care ți-au schimbat și care te-au marcat. Că n-ai cum să nu treci prin ele și să nu te afecteze, să nu-și lase acolo amprenta. Sunt sigură Probabil de lucrul că, ăsta. Nu e o amprentă conștientă acum, nu pot să spun fiecare chestie ce efect a avut, dar m-am învățat, învățat, diferite lucruri. Eu caut să nu mă frustreze lucrurile, înțelegi? Asta e ideea N-ai simțit niciodată invidie față de cineva? pentru cineva? da, da, nu cred că mai mult de o jumătate de oră. <laughs> <Na>. <laughs> Și nu te-am jumătatea de oră? Nu, știi cum, poate și mai puțin de mă poate un minut, gen să văd o chestie, a, mă, ce voiam să fac și o chestie uh -huh. asta, înțelegi? Dar uh -huh. după aia am trece, nu. Uh -huh. Nu, nici nu mă gândesc la ce fac alții foarte mult. Decât dacă îmi cer ajutorul sau nevoie de mine pentru ceva sau în rest, nu pot să-mi bag Cu mintea de acum, ce sfat ei da adolescentului Tudor, cel care era, era pe punctul de a o lua pe căi greșite, până să o ia pe căi greșite sau atunci când era tentat să o facă? Ce îi spune acum dacă le vedea? Bă, nu mă aș amesteca. Dacă avea puterea să o faci? Acum? Da. că aș putea strica tot. Pentru că dacă aș avea puterea să o fac acum, acum aș face dintr-un punct unde lucrurile sunt rezolvate, înțelegi ce zic? Și dacă mă aș întoarce și să ia pe alt drum, s-ar putea să ia pe alt drum care să nu răsă să rezolve lucrurile. Înțelegi? Nu. Nu, nu. Fiecare. Nici, nici nu trebuie să te amesteci în chestiile astea. Asta te lasă să curgă. Și dacă ai putea, ipotetic vorbind, te lasă să curgă. Pentru că e problema, e rezolvată, ca să zic așa. problemele care n-aș putea eu sfătui. Așa. Acum, ce e în față, nu am de unde să știu. De asta spunem că sunt curioasă, tu crezi în destin, tu crezi că totul este scris sau crezi că tot ce se întâmplă ne în facem noi cu mâna noastră? Crezi că așa trebuia să se întâmple ca tu să te droghezi, ca tu să faci închisoare, nu, să nu ți le deci probabil primă? nu trebuia, nu e vorba de chestiuni specifice, dar probabil fiecare suflet, fiecare individ, fiecare om are, există niște cum să zic eu, există niște instrumente pentru el care te da. trebuie să-l ducă într-un punct probabil punctul unde m-au dus situațiile astea erau și alte situații de altă natură care n-ar au fost tot în punctul ăsta, probabil. Probabil. ce zic. Dar tu alegi. Tu alegi în principiu. Dar destinul, da, există. Dacă destinul tău este să a prins o lumină în lume, să zicem, mai devreme sau mai târziu, asta se va întâmpla. Nu știu pe ce drum vei ajunge acolo decât dacă alegi tu să-ți nești destinul, na, da, nu știu, să ți ucizi sau, doamne ferește, alte chestiuni de genul ăsta. Când ai fost ultima dată la o mănăstire? N-am mai a, am fost acum două zile că m-am întâlnit cu un prieten care e preot și a venit în București la Sfântul Dimitrie la Pasărea. eu stau aproape de Pasărea și am mers acolo și m-am întâlnit cu el. Uh, dar n-am mai mers de foarte mult timp așa să merg să, să stai da, acolo da, câteva zile. Am, av am, avut treabă, sincer să fiu și noi, dar Chiar dacă nu sunt prezent, eu am caut să țin un mod de funcționare minim. Știu că e nevoie de mai mult în domeniul ăsta, ca la sport. Mm -hmm. Una e să faci 100 de flotări pe zi ca să fii tu în formă și alta e să faci sport profesionist, înțelegi? Dar le faci pe o să de flotări, te menții în formă. Dar te până... spovedești, mergi, ai simț de uh, voia odată uh, la ceva timp? Acum nu mai am spovedit de foarte mult timp. Ca am zis, bă, fac cam aceleași în zic, hai să mai se schimbe un pic treaba Să se mai strângă Da, că se, să mai se mai schimbe <gânt> Ai același ufovnic? Uh, caut să merg pe aceeași, uh, da Pentru că te cunoaște omul, da, uh, cu timpul uh -huh. Da, trebuie, trebuie să găsesc cu cineva în București la un moment dat, că e mai bine pentru mine De ce? Mine. Că s ar fi mai prea comod Bate drumul, te uh, pun acolo, Eu ceva Știu, dar uite că unor n-ajungi, înțelegi Ce-ți mai dorești acum? Eu? Bă, sincer să fiu am nevoie... Stai, nu vorbim mie acum de zim ceva ce se poate realiza. zim o dorință din tot am, sufletul tău. Am nevoie după sărbători de iarnă. Uite, am nevoie aș avea nevoie de vreo 120.000 de euro. E, uite, na, era te cunosc. Vreau să ceva. am nevoie, vreau să fac ceva. Adică tu ne 120.000 de euro la, la câtă muncă se află în spatele acestui succes? probabil că dacă aș vinde toate chestii, probabil că sunt acolo, dar... mie mie trebuie după... Tu nu ești un om bogat? Tu și puia nu sunteți mm, bogați? Avem o casă așa. ca oameni, mașini ca oameni. Da, păi, noi ca eu ca să funcționeze treaba, numai să funcționeze pe de treaba. de America, vezi? Păi de da, duc la visul. La, la mine, car. ca să funcționeze treaba, trebuie să cheltui 150 de milioane pe lună doar ca să meargă treaba. Adică, ăla face clipuri, ăla plătesc chiria, ăla e curentul, ăla la studio. Și de ce ai avea nevoie de 120 de mii? Păi, tot așa, ca să fac să facem evenimente. Oh. Eu banii folosesc tot pentru chestia asta, nu îi cheltuiesc pentru mine, nu n-am, plăceri, nu-mi pla bijuteriile, nu... A, îmi plac mașinile, asta tot chestiile astea, singura chestie mai scumpă care, și mi-a dat băieții ieri un telefon nou, cadou la la casa, nu l-am folosit De încă. ce nu le ai folosit? Nu știu, nu, nu știu. știu, știu smit, să... Da, <laughs> înțelegi că vine ziua mea și de anul Dar restul eu nu sunt uh, nu-mi lucrurile, nu sunt fascinat de lucruri scumpe. N-ai investit în ceva, nu știu. Nu, nu, nu. Ba, casă, mașină, ca orice om, normală. Bun. Mănânci zi de zi, te plimbi, chestii normale Vacanțe, o un. Maldive, un... Uh, nu, uite eu n-am fost în vacanță am fost plecat, Am fost plecat în multe locuri din lume Așa Sau, na, Am avut diferite treburi, chestiuni de-a lungul timpului Dar n-am fost niciodată plecat în vacanță, în viața mea Nu știu cum e în vacanță. Urmează Păi, ce, bă, cuim, În primul rând, mi-e foarte greu să zbor. Înțelegi, asta e principala chestiune. frică. Da. Uh, nu cred. Da. dar... Uh, bun, să zicem că nu mă duc în insula Fiji, da? Așa. Că zbor 17 ore da. și oricum ajung acolo și o să stau așa, că fi cum mă întorc înapoi, știi ce zic? Stau așa și aștept să treacă zilea câte zile stau acolo, să mă sui în avion, să <laughs> vin De acasă. Tritisi. Păi nu, aș, aș fi terorizat până mă întorc. Și atunci, să zicem, mă aș duce în Grecia, da? Bun. Așa. Uite, chiar în Grecia n-am fost. N-am N-a poftim. N-am apucat să ajung. Trebuie cu să ajungi treabă. frumoasă, e superbă. Să ce mai duci în Grecia? Bun. Păi ce Și să Și s-a oprit tot. Da, mă duc. Să te relaxezi, omule, să cauți, nu știu, inspirație. Trebuie să relaxat în fiecare zi. Lasă, înțelegi să mai schimbi mediul, oamenii, cultura, mâncarea, am fost, peisajele. Am, văzut, am, fost, am fost, am fost în Franța, am fost în Elveția, am fost în Germania, am fost în Anglia, în Irlanda, în Spania, în Italia. Am fost, ai călătorit, da. da. Dar e frumos să călătorești. Îmi place Te foarte mult sentimentul. Îmi place foarte mult sentimentul de a merge așa în lume. Și... De a explora, de a... Dar... Uh, nu e un scop pentru mine în viață să călătoresc, înțeleg? Dacă trebuie să rămân pe 50 de km pe toată viața, nu am nici cea mai mică dar problemă. Dar Da. Dacă nu am o problemă, chestia asta, nu... Uh, și oricât de cutare, am plecat, am simțit nevoia să vin acasă. Ce mult am să plecat din țară în 4 da. luni, și când am venit acasă... Mă simțeam, Mie și după o vacanță mi se face dor de da, casă. vreau acasă, vreau acolo unde știu bine, unde știu pe toți, baie am. E frumos, îmi place să văd locuri din lume. Dar n-am fost în vacanță, ți-am zis. Și mai ales pentru că e și greu, am trecut și într-un mediu, știi, în vacanță. Ai văzut, eu, eu cred că n-am funcționat, să am o gagică gen... De asta așa Mereu am fost în niște situații de astea așa Nu era cazul să mergem în vacanță Făceam belele, mergeam în vacanță pe acolo dar și nu și erau și ele Dar du-mă, mă, iubitele, într-o vacanță Hai să fim noi doi Hai, nu Nu, nu. Hai la nu. o munte, hai Da, bă, că mergi la Nu, am trăit Nu am trăit așa Cum da, e da. standardul Dar nu că v-am vrut eu, doamne ferește Am înțeles nu... Auzi, dar lasă vacanțele Dar n expres, ai putea să duci? L-ai urmărit pe puia? În a se expres păi, și ne -ne. pe soția lui? Nu știu ce să zic. Nu știu, asta și m-am gândit, am văzut câteva ai episoare. Ai Da, nu știu ce să zic. Foarte tare au fost oamenii. Păi, Eu te-aș vedea. Ală. Foame. Eu te-aș Foame. Te descurci tu, sunt sigură. Asta ai seama. Sunt nu convinsă, am, nu fac griji. Nu am nici cea mai mică problemă că asta, dar... Mm -mm. Mm? Eu zic să, să te mai gândești. <laughs> și la fel, vechea problemă, trebuie să mă fi în avion ca să zbor. Asta, Când da. o să facă Grecia Express. Când o să facă România Express. România Express, <laughs> merg frumos. Dar n-ai unde să... N-am nicio problemă, luăm mașina și ne învârtim așa în jurul țării. Fatra nei satul Mare, venim pe la Oradea. Ar fi și asta o ok, chestie, da, în România aș avea un avantaj. Că, că? nu -ai, că asta e, nu, nu, nu. Te cunosc cu oamenii, salut, salut, nu, și mie să mănânc. Dacă te rog, băi, și 5 bilioane, dacă îi zidăm, mă să bine. găbire haide. Da, dacă ar veni în România, eu aș ajuta pe toată lumea, aș ajuta. Deci -aș, așa, aș lăsa orice în ziua aia și mă ajute cu deci ei. Deci asta zic, trebuie să plec până în Mexic și departe. Eu zic așa, du-te într-o vacanță, bucură-te de ea, mă duc în vacanță, zici tu. te și într-o vacanță. Să stau da. așa, p -așa, p așa, să, stai. stai. Nu Da. Nu trebuie să stai, să te duci, să explorezi, să cauți, să te plimbi, Ce să urci, să cobori, să urci, să cobori. Să cum am, am plimbat când eram copil, cât am explorat. Atunci fă multe concerte, fă asta, în locații da. mult mai mari ca să începem cu toții. Asta, asta, îmi place să fac um, foarte mult. Um, ne vedem la concert. Te. La concerte. Așa. Și așa să ne mai vedem. Și poate ne vedem uh, și drag. cu puia împreună. Cu mare drag. Da, o să-i o să zic, dar știi cum a fost, a fost? A fost un program... Nici o problemă. Găsim. Fantastic de complicat și de aglomerat. Ca să Găsim noi. Așa. Eu vă mulțumesc din tot sufletul. Sper că Plăcerea a mea. meritat întâlnirea noastră. Bineînțeles. Și, uh, am mai stat de vorbă, că n-am mai vorbit am mai așa. De vorbă știi și ce zi, noi. Am noi. Că mai, te pe tine live-uri, dar uh, uh, atât. Am mai stat de vorbă. Na, am văzut și niște chestii până care deranjează corecturile politică a lumii în care trăim, dar oamenii nu trebuie să fie supărați, să înțeleagă că așa cum ei își vor drepturile sau așa zisele drepturi, e problema mea cum cred chestia asta și noi avem lumea noastră pe care vrem să o păstrăm și să o punem la mare valoare. O, oh, ce bine ar fi să mai înțelegem și noi lucruri de genul. Mulțumesc tare mult, Mare plăcere. Și de-abia aștept să public acest episod, de-abia aștept să aflu și părerile celor de acasă și, bineînțeles, să ne vedem și data viitoare. Sară frumoasă, vă dorim!